Давайте обвиняем все время.
نصور مع بعض. طيب معناك واحد سامي لفراسك نصور فيك يا رجل لفراسك حبيبي انت اصور صورتك؟ لا والله لا اعمل لك زوم عليها. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حبيبي قول ترجع حاله شوي. قول ترجع حاله. أنا كيف بس دكتور صح؟ كيف دكتور مبروك Тарис. Вас есть? Есть Марьяна, Ирина. Марьяна? А, Ира? Ирина? Слышала? Да, есть Ирина. Ты слышала? Да. Марьяна. Это Ирина. Какая Марьяна? Да, Ирина. Да, Ирина. Да, Ирина. Да, اللاعب الكبير ركان السرايط. نعم. كيف الامور؟ Iată-ne ajuns la finișul intermediar
al îndelungului maraton de instruire. Spun finish intermediar, deoarece studiile la medicină nu au limite. S-au precipitat în memoriile cursurile și lecțiile practice, zilele și nopțile nedormite, emoțiile din perioada sesiunilor și a examenului de stagiu absolvirii. Străduința și responsabilitatea, eforturile insistente din parcursul anilor de studii s-au încununat cu materializarea visului și speranței dumneavoastră de a îmbrățișa cele mai necesare și nobile profesii care sunt sinonimi. La ameliorarea condițiilor de studii și de trai. Bazat pe frumoasele tradiții naționale și universale, corespunde standardelor în rezidențiat și masterat, mai apoi în secundariat clinic și doctorat, etape ce se încadrează armonios în conceptul de instruire continuă a medicului și farmacistului, sub strictul patronat din partea statului. Pentru dumneavoastră, dragi colegi, în anul de studii 2008-2009 sunt prevăzute 500 de burse în rezidențiat. Cetățenii Republicii Moldova, care și-au făcut studiile universitare contraplată, studiile post-universitare le vor efectua din contul burselor de stat. Aderarea țării noastre la procesul Sorbonne-Bologna creează posibilități mai mari pentru asigurarea mobilității și a procesului de instruire și echivalare a diplomelor. În perioada studiilor post-universitare, dumneavoastră este posibilitatea de a face stagii de 3. Semnalul unei porniri care are drept scop implementarea în practică a cunoștințelor obținute pe parcursul acestor 6 ani. Astăzi, acest clopoțel s-a transformat într-un clopot și sună pentru ultima dată pentru absolvenții facultăților Medicină Generală, Stomatologie, Farmacie. Această hârtie a cunoștințelor să vă lumineze calea, faptele și gândurile, și să vă mândriți, să vă mândriți, pentru că școala de medicină din Republica Moldova este o școală de performanță, este o școală recunoscută în toată lumea. Это замечательный день. От имени профессорского преподавательского состава позвольте поздравить вас с окончанием Кишиневского государственного медицинского университета имени Николая Костемица. Надеемся, что вы будете достойными продолжателями славных традиций Алма-Матер, стоять на страже здоровья людей, в какой бы стране ни выполняли свой студенты. Preluați această făclie a cunoștințelor. Acesta este punctul.
toate femeile. Pentru asta trebuie să ai vocație. Iar vocația vine de la Dumnezeu. Medicii când ne pun jurământul, nu o fac pentru bani, ci pentru că au ales o profesie pe care se pun la dispoziția celorlalți cu responsabilitate și cu dragoste pentru munca lor. 6 ani, prin vocație devenind medici, ați așteptat acest moment. Vă rugăm să vă ridicați și să jurați. Printre membrii profesiunii de medic, mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității. Voi păstra profesorilor mei respectul și recunoștința care le sunt datorate. Voi exercita profesiunea cu conștiință și demnitate. Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligația sacră. Voi păstra secretele încredințate de pacienți chiar și după decesul acestora. Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiunii de medic. Colegii mei vor fi frații mei. Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient, considerații de naționalitate, rasă, religie, partid sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană. De la începuturile sale, chiar sub amenințare. Și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității. Fac acest jurământ în mod solemn, liber. De onoare. Jur. Absolvenți. Din numele tuturor
studenților anului 1 ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestimițanu, vă dorim ca acum, la acest moment, care este totodată un punct de final, dar și începutul unei noi căi, mult succes în alegerea viitoarei profesiei, și să vă fie cu bun augur și să aveți o cale foarte luminoasă și cu mult succes. Iar noi ne obligăm în acest moment solemn să păstrăm nepătată noblețea profesiei pe care am ales-o. Să vă fie într-un ceas bun și mersi încă o dată. Și vorile de cunoștințe de partea studenților anului 1 pentru absolvenții anului 2008. Tradițional deja urmează depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și la bustul lui Nicolae de Stebețeanu, care s-a dăruit întru totul prezentului și viitorului universității care îi poartă numele. Și o răbdare și să confirmați în mod repetat că decizia dumneavoastră a fost una din cele mai corecte, fiindcă profesia de medic este profesia cea mai nobilă, dar fiind faptul că la baza ei stă cel mai scump element al vieții, sănătatea omului. Manifestați-vă profesionalismul, fiindcă ați avut de la cine alua... Stimate domnul rector, stimați absolvenți, stimați părinți, onorat asistență. Astăzi, la această manifestare solemnă, raportăm conducerii universității că absolvenții acestei universități au susținut cu succes examenul de absolvire și în așa fel au încheiat formarea. Farmacie este cea mai tânără din cadrul universității noastre. Ea a fost fondată în 1964 la indicația domnului Nicolae Destinițanu, de atunci ministru, și sub auspiciile domnului academician Vasile Nesteate, de atunci rector. Am avut onoarea să fiu primul ei decan și de atunci n-am pierdut niciodată legătura cu facultatea, iar de multe ori am fost președinte al comisiei de examinare de stat, cum am fost și anul acesta. Vreau să vă spun că m-am convins, eu aș spune precizie, că în toate cele 5 continente ale lumii avem specialiști pregătiți aici la noi, și
sunt peste tot căutați și bine apreciați. În anul acesta au terminat facultatea 106, de asemenea și capacitățile înalte ale celor care au susținut examenele de stat anul acesta, ei vor fi, zic eu, adevărați specialiști, vor contribui la sănătatea poporului și ar dori să-mi doresc nu numai farmaciștilor, dar tuturor celor care termină acum. Dragii mei absolvenți, în ultimele zile încerc mai multe emoții contradictorii. Mă bucur pentru ceea ce ați realizat, pentru faptul că ați devenit absolvenți, pentru aceea că ați făcut față unei sarcini deloc nu ușoare, întrucât studiile la medicină necesită muncă, perseverență, dăruire de sine, sacrificiu, aș spune. Și totodată încerc o drum bun în viața mea. Versiile conte, evident. Hasta la madre, no dejaste ni un tiempo.
mi cavallo di macete il mincia che mi ha fatto fare. Retrato de mi abuela, mi cotó camada. Mis casetes, mis cucharas, mi perro es un chivo en la cara. Valiente colombiano, mi pasaporte australiano. El retrato de mi abuela, mi cotorra. Enfadarte conmigo, imponerle a mi amor el castigo de no verte, de extrañarte. ¿Qué ganaste si otra vez tú me quieres contigo y te olvidas lo dicho y sufrido, amor mío? Sabes, no entiendo tu modo, las horas amargas que me haces pasar. Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar. Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo. Yo no lo sé, dime mi amor, ¿qué ganaste? Lo quiero saber. Que diga otra vez que te quiero, a que pida que regreses. Sabes, no entiendo tu modo, las horas amargas que me haces pasar. Dices que ya no me quieres, me dejas, me hieres, me vuelves a amar. Dime qué pasa contigo, dime qué hay conmigo, que yo no lo sé. Dime mi amor, ¿qué ganaste? Lo quiero saber. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Vámonos para el Guateque.
soy guajiro, tengo en el monte un santuario, no necesito riqueza, tengo la música y canto, y una casita en el monte, hecha de palmas y guano, con las paredes de azúcar, y el suelo de tierra y barro. Guajira de piel morena, mestiza de negra y blanco, con el color de aceituna, con el sabor del tabaco. Yo soy guajiro, vivo libre y soberano, amigo de mis amigos y el alma de solitario. Tengo a mi negra encendida de fuego que yo le apago, nunca me niega una noche, me despierta cantando. Guajira de piel morena, mestiza de negra y blanco, con el color de aceituna, con el sabor del tabaco.